că mi-a fost mie urât de ceva, pe la statul de la coadă mi-a fost cel mai urât. Am petrecut mult timp la cos, îngrozitor. Coada era fenomen național. Am prins cozile, cum să nu. Ai, ce însă la carne, la carne stătea mult. Erau sute de persoane în fața ta. La tot erau cozile lui și la pâine erau cozile lui. Pâinea se dădea la cartelă și aveam niște cartonașe cu zilele lunii. Cozile de la lapte nu era, laptele nu se dădea decât la coadă. La coadă la lapte veneau unii cu niște cărămizi. Cărămizii țineau loc de cineva și eventual puteau și fi și vândute. Când venea o mașină, imediat se dădea telefoane, zvonuri, sunai de la unul la altul. Vestea că au băgat pui sau au băgat pulpe nu știu unde, circula cu viteza luminii, pentru că 20 de minute era acolo o mare de oameni. Chiuleam pe rupte. Chiuleam pentru că trebuia să supraviețuim. În momentul în care ieșai de la serviciu, nu aveai șansă să găsești nimic. Noi eram bine plasați ca să auzim când se bagă ceva și când se bulucește lumea la coadă. Ne repezeam și noi, necazul fiind că coada trecea pe sub ferestrele directorului. Lucram la un moment dat la o secție pe Vitan. Se dădea semnalul. A venit la alimentarea alimente și toată lumea fugeam din respectiva secție, că fugea și portarul. Cozile au fost o societate în sine, ca să zic așa, deci cu regulile lor, cu propria lor demografie. Familia se organiza într-un mod ciudat. De fapt, cei care se duceau erau o familie întreagă organizată, care stăteau unii peste noapte și unii peste zi. Mergeau pe rând. Cu scăunele, cu ceai, cu mărul, fiecare cu ce își lua. Deci își programau timpul, 2 ore, 3 ore, 4 ore. Făceam cu schimbul cu soțul. Se ducea noaptea el și el se ducea la muncă. Dimineața mă duceam eu și stăteam la coadă ca să luăm. Din casă vedeam un centru de carne și se așezau oamenii de marțea, fiindcă vineri urma să se aducă carne. Exista, de exemplu, la magazin de carne, un fel de campament afară, al pensionarilor, care jucau table, stăteau pe băncuță, citeau ziarul. Dacă o să vină carne. Pot să vă zic un banc. Lui o femeie s-a făcut rău și a căzut jos. Și au venit câțiva oameni și de-aia au început să-i dea... I-a stropit-o cu apă, să vadă, să se simte mai bine, nu știu ce. Și la un moment dat, care cum venea, se tot așeza. Și la un moment dat, unul vine și zice, domnule, ce se vinde aici? Nu știu, mergeți mai în față. Și mergând în față, a ajuns la femeia care își revenise și zice, doamne, ce se vindeci? Nu știu, mamă, mi-a fost rău, dar acum dacă sunt prima, stau și eu.